Ce mai faci? Cum te simți? Ai tăi sunt bine? Acum, mai mult decât oricând, știm că ai nevoie de acces rapid și simplu la serviciile de sănătate. Tu și familia ta ne inspirați să creștem. Creștem și dezvoltăm o rețea de sănătate cu servicii medicale de tot spectrul. Diagnostic funcțional, consultații medicale și analize de laborator. Ca să ai acces la diagnostic și tratament într-un singur loc. In Vitro Diagnostics, rețea de sănătate. Acum mai mult decât un laborator medical. Folcloristul și marele artist Tudor Ungureanu, acum aici la Neredactat. Artistul poporului amărât. Cum era Paștele în copilăria dumneavoastră? De Paște erau 10, intrau 5, ieșeau 10, nu se mai termina. Ați avut vreo perioadă în care să nu fiți solicitat nicăieri? Domnule, nu cătați comori, că eu sunt comoare. Sunt un dac, un tracodac, getodac. Hai, bordei! V-a plăcut tot timpul femeile? Fată frumoasă ca mă tale, ne mă învie de morți, Ștefan cel Mare. Cum este dragostea la 80 de ani? Bani ți-o-i da și jin ți-o-i da și haină de pe mine. Ați pățit-o? Da, deci am pățit-o, da, sunt pățit. De cu obza sau cu femeia? Cu foșneală de bani pe la urechi. Suntem altfel, aici, duminică de duminică. Te așteptăm să ne citești de printre rânduri. Neredactat. In Vitro Diagnostics. Inovații medicale la discreția ta. Visul e să fie artistă la TV sau măcar cantată care stă la TCR. Iar de karaoke să praște unifica. Bună seara Chișinău, bună seara Moldova. Un om excepțional intră în câteva secunde aici, în platoul Neredactat. Mă întrebam care este rolul lui în folclorul nostru moldovenesc și mi-am dat seama că el este unul din puținii oameni care au rolul să ne amintească cine suntem și de unde venim, ca neam și ca oameni. Tudor Ungureanu, de la Căpriana la Neredactat. Când de lumea lumii de sat mi-e dor mereu, așa sunt moldovenii lăsați de Dumnezeu. De când de lumea lumii de sat mi-e dor mereu, așa sunt moldovenii lăsați de Dumnezeu. Câte doi, câte doi, hai la cora noastră, hai băieți să faci o roată, n-au să trăiască. Câte doi, câte doi, hai la cora noastră, hai băieți să faci o roată, n-au să trăiască. Câte doi, câte doi, hai la cora noastră, hai băieți să facem roate, neamul să trăiască. Câte doi, câte doi, hai la cora noastră, hai băieți să facem roate, neamul să trăiască. Bună seara, bună seara! Hristos a înviat, că ne aflăm în sărbătorile de Paște. Bine v-am găsit, Rodica, mulțumim pentru invitație. Dar cu chiar câte doi n-am așteptat că o să mă întâmpinați cu câte doi, o surpriză. Zicem, Hristos a înviat, dar și la mulți ani pentru dumneavoastră. Hei, vedeți cum le așează Dumnezeu, taman? Taman în ziua asta. Taman în ziua de Paște. Maestre, dar cum se aude Hristos a înviat la cobză? Este o versiune? Se acompanează lumea toată, pe timpul se acompanea cu cobza. Eu zic că cu atât mai mult că vin Rodica de la Căpriana, la mănăstirea aceea Căpriana Vorba poetului Grigore Vieru, îi purtăm numele marelui voivod Ștefan cel Mare, fiindcă este ctitorul mănăstirii. Și astăzi, în ziua de Paște, chiar îți mulțumesc pentru că tare nu ne uiți tot timpul la VIP și ne-ai invitat peste tot, ne cunoaștem de ani de zile. Mulțumim Domnului că mai suntem sănătoși, am scăpat de pandemia. Când parcă am scăpat, dar nu se știe. Zângănesc și în ele fugă virus și fug și da vin alții și tot așa. Deci viața este o luptă, trebuie să ne luptăm pentru ea.
De ce un Hristos a înviat ar fi bine ca să începem emisiunea neredactată un Hristos a înviat? Și propun cu toată lumea. Hristos a înviat din morți, cu moartea premoarte călcând. Și celor din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea premoarte călcând. Și celor din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat și celor din mormintu, viață de ruindu-le. Hristos a viat, Hristos a viat, Hristos a viat. Adevărat în viață. Cel mai ușor a fost lui Alex la chitară, piesa asta. Maestre, haideți să ridicăm și un pahar de sănătatea dumneavoastră, pentru că... Vă mulțumim, Rodica, uite ce surpriză. Clar că vă dați seama de dimineață am venit, l-am acceptat. Chiar dacă acasă mai avem în sediu Ștefan Vodă la Strășeni și vă invităm toată echipa. Ne redactați așa cum sunteți, fiți, veniți la niște folcloriști, ni șlefuiți prin academii și prin... Deci, să știți că așa v-am cunoscut foarte mulți ani în urmă, la începutul fluxului, când veneam cu toată echipa la dumneavoastră și făceați niște mese și toți haiduci ăia ne găteau, învârteau berbecuții la izvor. La izvor. Să trăiți la mulți ani, frate, încă o dată mulțumim pentru invitație. Mulți ani și nici broasca pe uscat nu cântă. La mulți ani, Hristos a înviat! Puteți lăsa cobza că vreau să vorbim un pic despre dumneavoastră. O să vă provoc azi la niște discuții mai neredactate, așa cum ați remarcat. Adică, uite, astăzi mi-am luat sumanul. Nu credeți că am un suman și mai nou. Am și mai bun. Câți ani are sumanul ăsta? Sumanul ăsta are la... În 18 avea 60 de ani tatăl lui, care a fost de la Bunelu, a fost la Unirea la Alba Iulia la 1 decembrie, din Cernăuț. L-am luat la Crasna, din Crasna, de la Maria Iliuț. Cobza o pun aici, că cobza e un instrument sensibil ca și femeia. Așa. Tot timpul acordată și controlată. A să vedeți că cum o lași uleacă se dezacordează. Ați pățit-o? Da, deci am pățit-o, sunt pățit. Cu cobza sau cu femeia? Cu cobzele, și cu femeile și cu cobzele. Le mai pățim, într-adevăr, să știți că cu ani în urmă am descoperit Căpriana în Italia. Deci am invitat italienii la mine ca un dac viu ce sunt de la Căpriana. Clar că romanii când au venit, peste un timp mi-au invitat Cocoana în Italia și nu mai venit. Ei, am pățit-o și eu ca dacii din munții Latinii, când veneau călări romani cu cai, cu pânze roșii, cu construiau niște palate albe cu pânze albe pe la poale de munte, și clar că dăcoaicele mai coborau de pe munte. Dăcoaicele. Dăcoaicele și mai rămâneau care rămâneau cu romanii, deci, dar n-au reușit să cucerească Dacia. Eu, când mă întreabă cineva cine sunt, un dac, un tracodac, getodac... Nu fugiți departe, dar și nevasta a rămas în Italia de câți ani? Păi și, da, deci dacă nu eram pe acasă, n-avem când, vedeți, noi și corpul instrumentelor este precum corpul femeii. Chitara, acolo luați-o. Deci bărbații noi am construit asemănător femeii, deci instrumentele. Și zic eu în spectacol că cobza este foarte sensibilă, tot timpul trebuie acordată și controlată. Ca și femeia, cu vorbe dulci, cu foșneală de bani pe la urechi, gata, se trece și se acordează spre bine. Deci, zic eu, ei, dacă nu acordez, s-o acordează vecinii, ori fuge în Italia. De câți ani a fugit în Italia? Deci, sunt acum vreo 20 de ani, vreo 20 de ani. Deci am stat o parte de timp, am locuit la Căpriana, mi s-a întors fiiciorul Constantin, am o fiică și un Ilinca și un Constantin. Zveniți, am trei nepoți de la Constantin, am un costel mic, un dacian și o Amadea, acum în februarie, nu de mult. Și am o Sofie, care Ilinca, vă dați seama, ziua în 24 sunt născut, zic, Ilinca avea să fie cel mai fericit bunel dacă de ziua mea îmi aduce o nepoțică. Și când mă sună dimineața, luni, tot o căzut într-o duminică, țin minte că într-o luni, mă sună telefonul Italia.
tată, n-am mai răbdat azi noapte, măcar ți-am spus că am o lună, dar am adus-o pe Sofia, deci pe fața pământului, în 25 aprilie este născută. Deci avem foarte mulți prieteni în aprilie. Să vă trăiască și nepoții și copiii. Și nepoții, și așa că Dumnezeu mi-a dat nepoții ăștia la care țin foarte mult și sper să ajungă daci adevărați luptători ca și Bunelu, să păstrăm tradiția, să păstrăm, să cunoaștem istoria și să știm încotro mergem. Maestre, dar azi știm... cine face sărmăluțele și plăcințelele? Am o măriucă, Dumnezeu mi-a dat o măriucă, deci... o măriucă foarte frumoasă, o femeie de treabă și așteptăm oaspeții. Astăzi o să fim la sediul Ștefan Vodă, avem un studio Ștefan Vodă, cel mai mare tricolor. Terasa e făcută cu tricolore acoperită. Am văzut avem cu un muzeu de instrumente muzicale, de aceea chiar sperăm să facem o emisiune neredactată la Strășeni acolo, cu sunete neredactate, așa naturale cum sunt, din toate instrumentele. Așa că să vă convingeți că un dac a fost, daci mai sunt, daci încă n-au pierit, acolo la Căpriana, la Strășeni. Măriuca, înțeleg că nu mai faceți greșeala anterioară. Nu. Da, se mai întâmplă când noi haiducii călări prin lupte. Luați cu dumneavoastră în turnee? Prin lupte. O mai iau din turnee, dar sunt momente când nu mai suntem pe acasă, nu tot timpul, că cineva trebuie să rămână și la acasă, la gospodărie, că Ștefan cel Mare, când pornea la lupte, gine când spune profesora Rodica în spectacole, îi spune la prieteni, băi, gine că Ștefan cel Mare n-avea telefon mobil. Ia vă închipuiți Ștefan cel Mare pe cal, cu sabia... O, cocoană, stai că bă, nu suna că dau doi turci, mai încă doi să-i dau jos și... Bă, turcule, nu lovi, fii atent, sună cocoană la Suceava. Măreta, unde în plinia tale trei luni n-ai fost pe acasă? Dacă îi lămurie tot, pierde Ștefan cel Mare jumătate din război. Vai de capul bărbaților noi în ziua de azi. Ai terminat spectacolul, nu sunteți, treceți vama, aha, eu și ți-ați pornit. Băieții de la Ștefan Vodă, toți când trecem vama, raportează, toți porniți telefoanele, să raporteze că gata, intrăm în țară. Bă, fraților, și tot raportați voi, vă dați seama și de capul nostru cât de monitorizați suntem noi bărbații. Dar vă place să fiți monitorizați, nu? E clar, dacă ne uită, de-amă, între în grijă, băi, stai și ne acordează. Dar chiar pe ce se construiește acum o relație în domeniul dumneavoastră artiștilor? Pe încredere? Sau pe... Clar că de-amă la vârstă, nu mai zic că... Clar că niște amintiri frumoase mă leagă de actuala Marie, deși mă... niște amintiri frumoase de la Casa Raională de Cultură, unde era și ea lucrat și noi, eu, după tânără însurat, și când o aflat să vai și cu însurat Tudor Ungureanu, atunci a rupt legătura. Îmi pare răc, poate dacă aveam cu Măriu, că aveam vreo 10 copii dacă și era aveam deodată. O oaste, un ansamblu întreg, făceam o orchestră, dar din păcate așa vreo Dumnezeu, le-a așezat și eu vinovat și într-un cuplu în tot timpul cineva, nu-i cineva că vinovat sau... Na, așa au vrut să le așează bunul Dumnezeu, descoperind că Priana, să aducă italienii și frumos. Încă eu le-am cântat la logodnici, vă dați seama, eu i-am adus la mine și le-am cântat. Și vă lua nevasta. Da, le-am cântat, dar să știți că mă sună Anatol Latășev. Tudore, băi, am auzit că ai niște prieteni italieni acolo. Zic, clar că am, fratele meu, cum să, cu ce să te ajut? Zic, dar fii atent, o italiană este gata cât 10 roni de-a noștri de la Soroca, băi, fii atent. Dacă vă afacere arzi. Bă, nu, eu m-au zis că tu ai prieteni buni, și e prinitul? Zic, cum? Cu sarmale, cu plășinte, cu zamă am făcut de găină, de ciorbă. Și cum e? Bă, dar eu, de-aia și la mine vreo doi italieni, te rogă. Uite, ai văzut filmul despre Ioan Vasilievici, da, schimbă profesia? Da. Bă, eu fac, uite, cu pești în plus, cu purșei în plus, cu pești de cei mari. A, din ești în mine un italian, poate un iepe asta, două, nu pot scăpa. Zic, băi, Anatol, stai așa, că e mai rău fără rău, cu rău cu rău, dar e mai rău fără rău. Tu, doar, dar ți s-a întâmplat așa, și singur? Ai avut o perioadă da, între... Da, am avut vreo 15 ani am stat la Căpriana, singur am păzit casa, acum le-am predat-o oficiorului și eu am trecut la Strășeni cu traiul. Deci știi toată Căpriana, deci am avut și prieteni care în ghilimele m-au ajutat, care le-am dat pâinea și cuțitul și m-au ajutat până la urmă. Dar să știți că tot răul e spre bine. Un șut în spate, da, te mișcă cu, dar cu mai accelerat. Dar cum e gustul ăsta al singurătății pentru un bărbat? Da, e foarte, e clar că greu și cu femeia, dar în doi este mai, totuși mai ușor trece viața. Că copiii te mai unesc, te mai strâng, te mai... Îmi pare rău cu actuala Marie, n-am... Trebuie să am 10, cu tot din gemeni, vine din gemănări. Trebuie să am, tot de la Codru este din Scoreni, așa că Mariile, am de scenă sora Maria Custoianov, cu Maria, da, Iliuț, da, cu deci Maria... Dumnezeu mi-a dat Maria... Mi-ai făcut la Marie. Da, mi-ai făcut la Marie.
Așa că... Dar stați cu torba pe umăr, că am senzația că vreți să vă duceți. Am aici o traistă de instrumente, am venit să cânt la o cocoană cea mai frumoasă din târgul capitaliștilor, deci din capitală. Așa că în astă seară sperăm să fie o emisiune și vă aștept și cu drag la Strășeni și la Căpriana să ne întâlnim, numai să dea Domnul să fie pace. Pace că chiar când zângănesc șănile pe aproape cu noi și mor, că nu ne vine chiar tare a cânta de veselie, că mâine, poi mâine putem să fim noi în locul lor. Noi, Republica Moldova, vâslim pe o corabie mică din cauciuc de cei de care ne-o sparge un boss distruț de pe un spărgător de gheață sau lângă un boz de gheață lângă aia, ne spar și ne ducem la fund. Nici nu ne observă mari spărgători de gheață, că noi nu suntem pe lângă ei. Vă zic că vă dați seama, e o situație foarte și de aceea trebuie ca niciodată să fie polițienii noștri foarte la rece să judece, la rece ceea ce fac. Clar că spiritele sunt cinci și la noi. Da. Vedeți, de la o lentă sau de la... Eu cu un tricolor, de exemplu, tricolorul care e simbolul nostru, a neamului nostru, cu suman de 200 de ani și cu traista, am zis că îl pun în la muzeul, eu știu, la Alba Iulia, să unde să-l duc, când o să fim cu neamul împreună. Și chiar și în Biblie ne scris că neamurile o să fie împreună. Slavii o să fie împreună. Românii împreună, Dacii împreună, Dacia Mare. O să fie neamurile împreună și atunci, că asta e, ne scrie în Sfânta Scriptură. Da. Am vrut să ajungem mai târziu la subiectul ăsta, dar dacă l-ați început, să rog, mai credeți... Să mai oprești, că eu pot să vorbim. Trei zile, artiștii după moarte, trei zile, li se zbate limba. Așa că... Mai credeți în unire acum după 30 de ani din acel moment în care chiar se putea întâmpla și erau lucrurile foarte aproape de să se întâmple, ca să se întâmple, ca să se producă. Bine, în zona dumneavoastră unirea s-a întâmplat de mult, pentru că tot faceți unirea, naveta... Eu zic că a noștri cât ne-a zbușumat, când încolo unirea nu văd încă marile puteri, hai să-i spunem, că și Bucureștiul nu ne vor merge pe alt scenariu, pe integrarea europeană, că o să fim împreună și atunci o să dispărem. Asta prea mult, o să dureze. Dar cum vi se pare lumea în care trăim acum? Să știți că... Vă îngrozește? Eu îi invidiez, poate nu, mulți nu o să creadă că... Mi-a scris cineva de amă pe internet că sunt putinist. Băi, dacă am mai ajuns eu putinist... Dar să știți că vărul Putină și cu Rogojină, Rogozin, și cu Cazacu, vierii noștri, care sunt din cei 3.000 de boieri care s-au dus la Areol cu Dumitru Cantemir. Dimitri Cantemir. Noi am făcut Academia Militară cu Antiohe Cantemir. Ioan Neculciu a fost suvednicul Petru I, care a făcut Institutul de Diplomație în lume și care a ajuns cu Vasile Mămăligă în China și de acolo au umflat o corabie cu aur, cu nu știu ce, și au construit Mali în Africa, statul unui eroul, fondatorul statului Mali, Vasile Mămăligă, care cu Ioan Neculciu de la Huș, de la Vaslui. Deci când avem atâta. Atâtea cercetări, dumneavoastră. Atâta de atâta. În spectacol îi mai spun lumea, noi trebuie să ne mândrim. Noi, Ștefan cel Mare și-o dat-o pe Ileana Voloșanca după țarul Alexei, dar din păcate a fost decapitat și a fost omorât în... Dar avem din vița lui Ileana Voloșanca, Ștefan cel Mare cu lacrimi în ochi o dat-o după, ca să n-aibă la nord, pietele de la nord să fie apărate, că îi lupta cu... Măcar că nu l-au ajutat țară. Era o strategie. Da. Și să știți că Rahmaninov, pianistul mare Rahmaninov, e născut din vița lui Ileana Voloșanco cu țarul Alexei. Deci avem pianiști din vița lui Ștefan cel Mare, cel mai mare muzician. Așa că avem cu cine mândrie, fraților. Nu se promovează mândria de daci, de Dacia, 5.000 de ani, cultura cucuteni, care noi apeduct avem, 5.000. Primul noțiune de casă, bordei, cu bordeiașul care, dacă o să-l cântăm astăzi, cu ăsta și mai am lansat cu cântecul cu bordeiașul, hai bordei, dar bordei înseamnă prima noțiune de casă la daci. Așa maestre, că... dar vă cunosc românii, deci când mergeți dincolo de Prut, cât de iubiți sunteți acolo? Să știți că au recunoscut că unicul ansamblu de cobzar, suntem cu Cobză Bas, cu Ion Croitoru, cu cobzarul Sergiu Deacon, unul din cei mai tare cobzari din spațiul românesc. Avem multe de spus, multe despre strămoșii noștri, să implementăm dragostea asta, că suntem cei mai vechi, cea mai veche populație de 12.000 de ani au găsit bordei pe malul Dunării. Deci 5.000 de ani cultura cucuteni, care duce până în Tripoli, lângă Kiev. Vă dați seama și neam a fost noi și acum le e rușine să spună, să sfădesc care e moldovean și care e român. Eu zic, bă, stați că nici tu n-ai dreptate, nici tu, suntem cu toții daci. Cum i-a spus-o lui vărul Cneazul Dodonskoi la Căpriana, zic că, vărul Igor, maică-sa din Căpriana, să știți și nu mi-e rușine să spun, ca să știe lumea
Și poate să dă ei nască genele. Dacă e o sora Rodica, înseamnă că și o verișoară cu el. Păi da, 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 da. Deci, da, cum? Și am spus-o, vărul Igor, să știi că el o scât Tudor. Băi, la Iași cine trăiesc? Moldoveni. La Ungheni cine trăiesc? Moldoveni. Hai să scoatem hotarul dintre moldoveni, că la așa din Ardeal, nu le, într-un loc lor din cot de hotarul. Și de ce a zis, Neazu? El zic, hai să facem România, Moldova Mare, al lui Ștefan. Băi, să o facem. Eu ne pot de cel de-al lui Ștefan. Mergem prin tot țar. Mutăm, uite, să facem monument la Iași, îți ridicăm monumentul, dar nu-l facem. Îl mutăm pe lângă Kotovski. Lângă Palas Mall. Pe Kotovski, lângă Palas Mall. Îl punem, înseamnă Bolfos, exact, nici nu mai scrin de sub. Numai Dodon, Floritorul Moldovei. Și v-ați pornit? Și el, da, hai să mergem. Uite, zic, dar mai departe, după Iași, mergi cu mine. Vărul Igor, mergi cu mine. Că da, unde să mergi? Păi, ți-am făcut Moldova, ta? Hai să-mi fac și eu Dacia aia. O luăm pe la Cernăuț, pe la Așca de Sus, pe la Timocul de la Sârbi. O luăm pe Vale, pe Dunăre, pe la Cuvadrul Lateru, să ne-l aducem de el la Bulgare. Să ne luăm teritoriile înapoi, să ne facem Dacia. Că noi, în Ștefan Vodă, trei suntem daci, doi își zic români, doi moldoveni, dar unul încă nu știe și că-i cu ochii albaștri. Ce fantezie aveți, maestre! Mamsa Haclușcă. Și cum s-a terminat povestea? Deci, țelul meu hotărător, să ne refacem Dacia, frații mei. Stați că n-am înțeles cum s-a retras domnul Dodon din film. Vărul Igor Oscă, consilierul. Eram la festivalul Haiducii la Vatra acolo. Era un festival care alergau. Și când vine vărul Igor cu Ștefan cel Mare, și chiar am pozat, Ștefan trimis, zic, fii atent. Vărul Igor, aude Ștefan cel Mare. Ne-o lăsat să păzim acest pământ. Deci n-al dăm la străinei, să-l păzim. De aceea le spun și noilor guvernanți, băi, fraților, îți gătesc niște legi acolo cum s-au gătit în România, 60% din teritoriul României vândut străinilor. Nu dă Domnul să ajungă și noi să vindem, să ne cumpere așa de prin Asia sau de la Saddam Hussein, bun nepot. Poate, nu știu, zău, că nu mai vedem unirea. Să știm cu Dacia, să ne refacem Dacia. Așa că avem multe dispusuri. Haideți pentru Rodica, neamul nostru, sănătate. La luptă, la luptă, frații mei. Să construim bordeie peste tot unde ajungem. Bordeie și bordeile să fie plini cu bine. Cu bine. Să trăiți. Inspirație. Creativitate. Feminitate. Capriciile unei femei sunt sacre. Iar pentru momentele pământești există pudra card. Reduceri, avantaje, privilegii. Sora Rodica, și încă o remarcă, în paranteză. Și chiar dacă ne vin dușmanii la noi, noi, cu așa fete frumoase, m-am uitat mai ales la poliția de frontieră, acum au fost schimbate toate, numai fete frumoase. Când vine un terorist, un dudai, uită-l așa venit în țara asta, să așează jos, să-ți bate, și fete frumoase, polițiștii îi controlează, uită-l așa venit. Dar chiar dacă trece de Vama Leușeni și vine pe dincolo pe la Palanca, deschidem beșurile la Milești și când intrăm beșurile la Milești, nu mai iese de acolo, mai ales frații noștri, când le deschidem beșurile cu genuri. A zis că, băi, și trebuie noi să luptăm dacă iau cât gen este aici și noi trebuie să murim. Deci, Vania cu tancul nu ajunge. Vania cu tancul, știți că am 40. Când era mai gine, românii s-au dus și al de... Nu viniseră. Și băi, dar 3 zile au fost sloboda, toate dughenile, toți jodanii din Chișinău i-am pus, i-am ciuruit, le-a luat tot și o zic, când era mai ghine, hop, și Vania cu tancul. Unul mă și el dă de interviu. Așa că sunt nipăzești. Luăm o mică pauză. Că dacă tot ați venit cu minunățile astea de instrumente, vreau să le auzim și să cântăm un bordeiaș și să ne amintim de... Facem o invitație prin cântec pentru fata asta frumoasă, Rodica. Mulțumesc. Eu care stau la Verdi și să știți că Verdi îmi place Verdi să pască. Nu știu. La roșu nu mai reacționează, la roșu. Dacă de atâta vărui Igor, steagul e roșu. Băi, de ce ai pus tu steagul roșu? Fă-l vișniu ca lui Ștefan cel Mare, un roșu așa cum aveți aici. Nu chiar roșu aprins ca la comuniști. Dar vă mai întâlniți dumneavoastră acolo, că sunteți da, vecini. Da, nu, cred că o să le facem Dacia cu vărul Igor, cu vărul cuneazul Rogojină, cu Putină. V-a zis că un limpelin invitație prin cântec hai în codri. Limpelin? Limpelin, hai la Căpriana. Poate bordeia și la urmă limpelin? Nu. Invitație, venim cu invitație, fiindcă azi cu toată lumea, cei care veniți la Mănăstirea Căpriana, care ați sfințit Pasca, ați noapte la înviere, vă dea Dumnezeu sănătate și să veniți mai des
recreăm acel centru spiritual al Basarabiei care a fost Căpriana. Cu Doamne ajută! Construim viitorul acasă, in Amstro. Dragii mei, eu vă las cu Lin, Pelin și Tudor Ungureanu și ne revedem după pauza de publicitate și continuăm interviul despre viață, despre muzică și banii pe care câștigă artiștii de folclor. Se vede bine fiecare care vine. Pus o soarte, pus un gând. Pus o soarte, nu avem. Ești acasă, sunt cu tine. Hai să ne simțim mai bine. Dragii mei, noi am revenit în partea a doua a emisiunii și vă amintesc că suntem cu folcloristul și marele artist Tudor Ungureanu, acum aici la Neredactat. Bună seara încă o dată, continuăm. Artista poporului Amaretu. Artista poporului. Dar contează titlurile pentru dumneavoastră? Deci, să știți că sora Rodica, iarăși vin către... Vă spun eu, tot timpul mă prezentam în scenă artistul amărât al poporului. La care, în perioada cu Mihai Ghimpu, zic, bă, Tudor, și tu, una amărât, am... Păi, dar și cânta Barbu Lăutaru? Iar acum am armie mie de când lumea e pe hoție. Nu mai am lumiglas, pe drumuri am rămas. Cam despre noi, perioada cu neofanareoții. Când ne... Vă dați seama, cum era acel Barbu Lăutaru? Fericit sau când n-am nici bani, nici casă? E
amărât pe suflet că erau coțomanii la putere. Și atunci el, bă, asta e că noi am să ajung eu președinte, am să vis, eu sunt potrivă la toate titlurile astea. Și i-am spus-o, băi, bă, de Mihai, nu mai dați voi, și așa, artistul, dacă ești artist, din popor a poporului, emerit, amărât, de care vrei, mai ești în, știți, ca la maestru în mulțul vașilor, cum îi dădeam la fiermeni pe timpuri, dar când am emerit și eu Ștefan cel Mare, nepotul Ștefan cel Mare pe la cardiologie, când o zic, bă, dar pe matale n-ai nici o hârtie de, n-ai un titlu ceva, că locul matale e la Leși Sanupru, unde stau toatele artistele poporului de al de... Cocoane, nu vă le mai numerotez eu, că sunt le fac mare publicitate, că nu merit. Deci și atunci am zis, bă, ia, dați-mi bumașca, băi, bumașca, unii, că fără bumașca, ce, nu mă primește, mă dau afară din cardiologie, 250 de lei, o noapte, o seară am plătit acolo. Și domnul Revenco, Tudor, n-avem și-ți face, așa e legea, nu ești angajat, nu știu acolo. Ei, deci m-am dus eu și ne-am luat... Bă, da, cine v-a dat titlul? Deci Mihai Ghimpu mi-a s-o dat titlul de artist al poporului și la băieții care am socotit eu, artiștii emeriți, Sergiu Diaconu, care o cânta câte 10 de ani, sau Vasile Lupașcu de la joc, câte 25 de ani au scârțit sărmanii la joc și nu am mai ajuns nici să li se dea. Pentru toți titluri. Și le-am luat, care am știut eu, că am crezut eu că merită. Și atunci, acum ne prezentăm artistul poporului amărât, Ghimpu. Băi, până amu erai amărât, a poporului amu, a poporului amărât. Zic, da. Băi, mai fie și poporul. Dacă nu ales și ne trebuie, o să vedeți că ați și amărâți, dacă nu ascultă de... Dar înțeleg că inima nu vă mai doare. Dar e clar că inima ne-a trecut, că era de la... Fiete, eram singur trădat și vă dați seama, abandonat. Vă mai spun o idee, să vă râdeți, să mai descrânțăm frânțele, suntem în zilele sărbătorilor de Paști. Am cântat la Ciciuleni, la o casă, deschiderea unui local a femeilor maltratate. Și deși când am stat eu le-am cântat, bă, ia stați o idee la că ne-a spus doamna 2 milioane de euro investiții, vin femeile maltratate acolo, fac fitness, dansuri, coasă, brodează. Și atunci am zis, băi, dar la Căpriana, noi, din Ștefan Vodă, din 7-5, suntem abandonați. Femeile plecate, dacă nu au fost acordate, nu au fost mângâiate, cu vorbe dulci, n-am avut când not în lupte. Și atunci, e clar că cineva din comuniști a zis, Ghinde, ți-o făcut! Ghinde, v-o făcut! Să știți, fraților, că le-am spus, facem și noi la Căpriana un centru a bărbaților abandonați. Din 7-5 suntem numai în Ștefan Vodă, dar vă dați seama toată bucata asta de pământ, câți italieni sunt fericiți, pe câți spanioli am fericit noi, când ne-am jertfit pentru Europa, ne-am jertfit cu ce am avut mai drag. E clar că mai avem noroc, cum mai rămas fete frumoase. Și v-a salvat. Da, Ștefan cel Mare, chiar dacă se întorce pe unul, mai merge, lăsa câte un nepot, câte un urmaș. Eu apreciez foarte mult umorul dumneavoastră, dar acum dacă să vorbim serios, ați suferit după ce ați fost abandonat? Ei, na, e clar că orice om, vă dați seama, dar copiii erau studenți, fiica mea, asta îmi pare rău, că s-a dus nouă din la studiile la București și a plecat la maică-sa în Italia. Uh-huh. Primul fișorul terminat Academia Teatru și Film Caragiale. Deci și au plecat și el scaute, la ProTV se plătea puțin la București, la studenți, un 500 de euro nu ți ajunge în București să trăiești. Și atunci a plecat și el, a ajuns până în Irlanda și s-a mulțumit de toată Europa, au văzut-o în lung și lat. Și a revenit acum acasă și i-am spus-o, dragă Constantine, avem aici atâta de făcut, atâtea avem de făcut țara asta, să o aducem, dacă o readucem și să avem niște gospodari, ar tânji, cum am văzut zilele astea, că a venit un olandez și a făcut fermă la nordul, ați văzut ce fermă de vaci. Și a spus că mai frumoși oameni și mai frumoase lucruri ca aici nu există. Maestre, ați avut vreo perioadă mai îndelungată în care să nu fiți solicitat nicăieri? Să nu-și amintească lumea de Tudor Ungureanu, de ansamblu Ștefan Vodă, să n-aveți de unde cânta, să n-aveți de unde primi un ban. Și să știți că, na, a fost ca la toată lumea, mai ales perioada asta de pandemie. Aceasta, da, vă zic că să nu creadă lumea, da, s-au plecat și mulți dintre prieteni care astăzi să-i pomenim că suntem în Blajinilor. Să știți că avem la 1 mai cântăm la Botoșeni o să fim de Paștele Blajinilor, dar mă doare sufletul că a plecat un Alexei Rebencu, voce de aur a radio-televiziunii noastre, a plecat un Nicolae Dabija cu Valentina Ciobanu, vedeți,
ca un Mihai Cotorobai, sportiv, oameni sănătoși ca Bujor, domnul Bujor. Frații mei, să știți că și eu am trecut. Am trecut prin, de 3 ori am stat, Rudica, am stat cu m-a salvat, am avut vreo 150 de litri niște țuică de caise. Am struchit și casa și deodată mă spălam și pe nas, pe tot. M-a sunat cineva din prietenii mei și mi-a zis, Tudor, stai acasă. Cum chemi salvarea? Te aduc, da, la noi. Așa că Dumnezeu să ierte acolo în ceruri. Dumnezeu s-au încredințat. Eu zic, prea au încredințare în că nici medicii noștri n-au știut ce este. Și nimeni nu mai știe până la urmă ce e cu virusul ăsta. Așa că, frații mei, unica salvare... nu trag iară spre aici din Iesc, care a spus un mare de la Belarus, că băi, udați gâturile, corzile vocale, sara dezinfectat cu palincă. Noi mai aveți, mai ales neamul nostru românesc, palincă de prune, țuică, este toare. Dar, din păcate, mulți nu au rezistat și au plecat. Așa că la luptă, frații mei, cu virusii ne-a luptat. Cu toate. Iacă, nu da, Doamne, să luptăm cu rușii. Asta nu-mi doresc. Da. Și n-au ce să ne bată cap în cap cu slavii din care sunt vecinii noștri. Ucrainenii au și păcatele lor. Vă întrebam cât de lungi au fost pauzele în care nu ați fost solicitat și ați trăit fără bani. Am mai cântat, cântat zile de naștere, așa, cu măștile acolo, dar nu putem cânta cu măștile. Am mai stricurat noi foarte atenți. Clar că nu ne-au chemat, ne-au durut tare când 18 anul centenarului, că am primit și medalia de la președintele României cu centenarul Unirii. Târziu, la 3 ani, am primit în 2001. Dar să știți că atunci nici n-am crezut. Atâta valul era de reîntregire a neamului nostru, că nu o să dăm jos un hotar, care este o rușine. Au dat mână cu mână coreenii din nord cu sudul, germanii s-au unit și noi stăm și trecem la vamă, spune ăștia mă controlează zilele astea, am venit de la Vaslui, și le spun, băi, frații mei, dați-mi drum. Bă, dar ce sunteți diplomat? Bă, eu sunt mai mare ca diplomatul. Eu sunt cel mai mare diplomat. Eu vă duc faima în lume cu Cobza, cu Traista, cu Cimpoaiele, peste tot. Că diplomații ăștia, să mă duc la Ministerul de Externe, Rodica. Nu, dacă nu, ies lângă Ștefan cel Mare, dumneavoastră. Sunt prea mulți, nu? Băi, artiștii care duc să avem un verde, un coridor verde. Băi, nu ne interesează statalitatea voastră și faceți voi mai departe cu statalitatea. Dați-ne voie măcar să nu stăm în rânduri trecem prin niște înjosiri și prin niște momente care nu toți polițiștii de frontieră mă cunosc mine, Tudor Ungureanu, și caută comori prin portbagaj. Domnule, nu cătați comori, că eu sunt comoara aia. Eu sunt aici în față. Cătați aici. Maestre, dar este și partea bună acestei vămi sau fetele cele frumoase. Da, fetele, poliția de frontieră, jos, pălăria, jos, căciula, le salut pe toate fetele. Să știți că fetele, femeile o să ne salveze până la urmă, dacă bărbații neamului au fugit prin nu știu pe unde, prin tufari, stau, dar fetele cu fetele reușim, facem reîntregire. Apropo, vă place noul președinte, bine, noul, hai, nu chiar noul, și prim-ministru, femeie, da, și președinte? Da, noi avem femeile acum, băi, dacă și ministra, dacă era așa, apărării toți femeile, din interne femeie. Băi, e că la institut de cultură la noi, iară, femeile, de fapt am avut-o cu doamna Babuc, dar au fost cât încolo, dar cred, sperăm să noul ministru, măcar să ne primească, să vină să asculte din niște artiști cu adevărat din popor, care eu nu m-am rupt de Căpriana, fraților, n-a venit la Chișinău să rup. Am avut posibilitățile cu fratele în Parlament, vă dați seama, să rezolvăm problema cu sedii. De fapt, am avut un alt ministru, Ion Ungureanu, care avem evident 16 teatre profesioniste, 6 teatre de amatori. Toți banii de la cultură se duc, teatrele astea ne ciuruiesc. De-ar fi randamentul să fac ceva pentru cultura. Dar Gheaghea Vania și Rățușca, nu știu care piesă, țupă-i toți. Fraților, randament vreau. Cât mai mult popor să veniți prin sate, să fiți alături de... Aici care puțin care au mai rămas prin sate. Să dea sănătate, doamne președinte, prim-ministru, la femeile frumoase, sănătate și să mulțească neamă. Să mulțească, altfel o să cântăm mândruțo cu ochii mici, tu mă faci să vin pe aici. În 37 de ani de activitate, în sfârșit, Consiliul Raional Strășeni au hotărât să ne dea un statut artiști amatori, două salarii de artiști amatori. Noi care cu titluri de artiști a poporului, artiști emeriți, amărâți. Câte sunt două salarii de artiști amatori? Adică două salarii pentru doi oameni? Două, ca pentru ansamblu de, cum sunt zenerii de la Căpriana, cum sunt alte ansambluri de amatori din sate, ni s-au dat două unități. Le-am spus măcar 8 unități ca să pot menține ansamblul să nu vină să rupem. Dar cât e o unitate?
Câți bani? De la 4.000 de lei să începe, deci ca conducător eu ca artist a poporului, acum ne-au ridicat-o la 7.000, dar acompaniatorul are 4.000 de Am înțeles, de lei. Și amul îl împărțim între noi când e un spectacol. Asta vreau să spun, din salariul dumneavoastră dați la băieți. Dar îl împărțim la băieți, că altfel cum? Nu pot să-i adună, fiecare are familie, are o copii și îmi le mai achiz și eu cât de cât pot. Dar mai vindeți o țuică, o brânză, o Nu, mai am niște o colecție de mașini, am cineva chiar ne-a dăruit niște mașini ca să putem mă rezolva. Mașini, am vreo 30 de mașini, niște jafuri de mașini, nu mai sunt ele chiar din cele mai bune, dar cred că la fier uzat este ultima ieșire din situație, fiindcă avem de achitat, suntem cu credit în bancă. Maestră, ce amintiri aveți de Paște? Cum era Paștele în copilăria dumneavoastră și ce tradiții, ce s-a păstrat de atunci, ce obiceiuri le avem până azi? Până să știți că Căpriana noi am fost cei poate mai sărăciți de mănăstirea închisă, biserica satului închisă. Ne ducem la Paște, la Scureni și țin minte cu bunica Zanfira Măcea de mână pe luncă pe la Căpriana spre Scureni, pe lângă copacul lui Ștefan cel Mare, stejarul lui Ștefan. La noi intrau, de Paște erau 10, intrau 5 ieșeau, 10, nu se mai termina. Cântare și voie bună, duminica era duminică. Ce mâncare a gătit soția dumneavoastră de Deci, na, e clar că... Ce face cel mai bine? Eu sunt mai adeptul la pește. Peștele pentru mine, eu am și un iaz săpat la Căpriana. Măcar când anul acela când am avut, a fost omagiat tot în ziua de Paște, pe la vreo 40 de ani, deși Paștele au căzut cu împreună, și țin minte că mă râdeau, băi, noi suntem pe malul lacului la tine și mâncăm pește de ăsta vărgat, înghețat de la Polul Nord. Ia cheamă cineva să prindem un pește, deci. Am chemat niște meșteri din Căpriana, au tras toată ziua de Paște cu un voloc, cu o plasă de asta mare, au tras la deal și numai de pe mal, de sub o salcie, la urmă, sara, au sărit un pește mare, un belă amur, cum se cheamă, fitofac de ăsta, au sărit în plasă și am mâncat un pește odată de când am iazul și am mâncat în ziua de Paște. Vezi, Dumnezeu ne-a dat. Aceea a venit a doua zi, nu, noi am mai văzut cum mai este. Toată ziua a doua zi, cât am mai dres noi că am cântat și am petrecut, ei au mai prins trei pești. Și atât am... Bun, băieți, bravo! Cine face murăturile acasă? Da, eu îmi place, exemplu, varza murată la nebunie, deci o socot că este un leac, un miracol la Dumnezeu. Harbuje, îmi plac pepeni verzi, cum să zic românește. Deci îi pun tot, cu toate mirodienile am mai aflat de acum cu internetul ăsta, nu știu, am blatare cu internet, dar am aflat la armeni că chiar și usturoi, și sfeclă roșie, și gutuie, și tot se pune, toate ingredientele, toate mărari, toate le punem și pietrânjel și țelină. Se primește extraordinar, am mâncat, nu am pare rău că am pus puțin anul ăsta, de la Căpriana, așa că vă invităm când treceți. Asta vreau să vă întreb. Mie tot invitat și eu de foarte multe ori tot mă pornesc la Căpriana, dar dacă se întâmplă să vă găsesc obosit de oaspeți și plictisit și Ai, plictisit, o fată frumoasă ca matale, ne mă învie de mort, Ștefan cel Mare, să repicam. Bine, să repicam, Ștefan, la luptă. De mult n-am primit atâtea complimente. Da, cum, chemați-mă mai des, zic că la 80 de ani spuneam la o domnișoară, zic cum arată nenea Tudor la Sumanu, cam, ei, aici bortelie de săbi, de dat, cu suliți, cu, zic, dar, zic cum e ca nenea Tudor, la o seamă de vreme, să văd că nu văd ghine de aproape, trebuie să achipui. Și fetele o zic că, da, nenea Tudor, dar nu arătați la 80, dar cam cât am? Zic, ei, na, vreo 65-68 aveți. Da, chiar boda proste. Zic că chiar... Faceți 59 azi. Da, deci... Haideți încă un gât de vin pentru așa dumneavoastră. Așa că, și uite, soră, să termin cu... Da. Și domnișoara, zic, nenea Tudor, bine că măcar senzorii la degete lucrează la 80 de ani. Tot e ceva. Da, v-a plăcut tot timpul filmul. Acum la cobzare, senzorile, deci trebuie să simți corzele, trebuie să simți fluierul, cavalul, cimpoiul, dar cum? V-a plăcut tot timpul filmele. Da, cui nu-i place și lui Dumnezeu îi place și frumoase, dar păi nu. Soția, ați făcut-o vreodată geloasă? Ei, cam toate femeile, na, când mai glumesc și eu cu fetele pe unde mai merg, cam se uită, ei, cu toate îți place să glumești că-s tinerele, cu... Ai cum să nu glumești când le vezi, mai ales cum în ziua de azi, lipsă de material, de vestimentație, așa, cu greu de tot. Deci înainte v-ați dat seama că bani ți-o-i da și jin ți-o-i da și haina de pe mine. Când aveau niște pustoaie și deșelea, păi era și făceai pânză acolo, eram. Acum,
Ușurel și frumoasă. Mai ales când este primăvara, noi tot capul sușim în stânga-dreapta. Da, măi? Hai, degeaba te uiți, na, asta e treaba. Cum este dragostea la 80 de ani? Vâlele! 80, am luat vâlele. Peste picior. Trebuie să... Pe sora, ridică, trebuie să te invit. Te invit la Ștefan Vodă. Te invit la să vezi Ștefan cel Mare, nepoții lui Ștefan cel Mare, cum cântă și cum petrec. Din păcate, e clar că mai dă de junghiurile pe aici, prin coaste, mai amurte un deget, nu știu și, mai te scol dimineața cam greu, atâta am răcit zilele astea. Dar să știți că am o dispoziție, am atâtea de făcut la Căpriană. Am muzeul ăsta de instrumente, să-l aducem vatra Cobzarului, să facem Crucea Marilor Voievoz, să facem amfiteatrul și la Căpriana Mare. Deci atâtea și atâtea avem de făcut, oameni buni. Și când văd tineretul și vine o generație asta, tinereștea muzicieni extraordinar de buni, dar vine o generație, stau numai cu nasurile în internet. În telefon. În telefon și nici nu văd bătrâna într-o lebus, mai vin uneori, vin pe jos, numai să, da. Mai ales cu motorina și cu benzina asta. De la Strășeni veniți pe jos? Vin la ocazie. Uh-huh. Și mai urc și eu prin trolebus și când îi văd, mi-e rușine, mi-e mărdic, eu și îi dau locul la un bătrân și stau cu nasul, adică ei sunt concentrați, fac temele de acasă sau studențe. Este o rușine, clar că mi-e rușine mie, că noi, progresul tehnic, și spunea marele Einstein, va duce la pierzania comunicării între oameni și va aduce la nașterea unei generații de idioți. N-am spus-o eu, mă iertați, marele Einstein, zic eu să nu să se împlinească, sperăm să-i dăm tineretul, generația care vine, să studieze artele frumoase, muzică, să studieze pictură, teatru, dans. Astea este și o bucată de pâine, fiică mea în Italia, dacă învăța vioara, nu a vrut să învețe, lucrează acum de la 6 dimineața până la 10 seara, într-un restoran, deci chelneriță, în restoran, apropo de o ucraineancă, e șefa patroana, măritată cu un italian, și vă dați seama, lucrează de dipocnești. Filinca n-ai vrut, acum o dată pe Sofia, care la te dă ca mâine și ziua Sofiei, să-i dea Dumnezeu sănătate, acolo în Bolzano, în nordul Italiei. Deci, dar cântă la vioară. Și primul cântec care mi l-a cântat, m-am pornit la Chișinău cu căruță și un cal rău. Da, și atunci m-am bucurat extraordinar. Am nepoții Costel, care face teatru la doamna Claudia Nestor, vreau să-i transmit sănătate, și cu sărbătorile pascale, care împlinește și o dată rotundă doamna Nestor, care ne-a fost mama noastră a grupului Ștefan Vodă la Strășeni și ne-a apărat, că și acum avem sumanele scumpărate de doamna Claudia pe banii comuniștilor sovietice. Da, ați vorbit cu fiica în Italia. Când mergeți în diaspora, de sunteți invitați și deci, încolo? Deci da, suntem, am fost în Franța, am fost în Bordeaux, în Paris, deci am fost în Italia, am fost în Cehia, am cântat. Vreau să ajung neapărat în Polonia, la Vlahii, cei vechi acolo sunt în munți, niște daci uitați, la Volohii, din Ucraina, partea cea dinspre Transcarpatia. Am atâtea de făcut și mă gândesc, bă, exodus, că am luptat cu cumorile de vânt la Căpriana și am cheltuit niște energie pentru niște care le-am dat pâinea și cuțitul, au ajuns și au făcut treburile lor și au căpătuit cu pământuri, cu averi și au dispărut. Deci, vor dispare și din istoria, din memoria Căprianei, zic eu. Eu voi rămâne prin cânticile care o să vin, cu cânticul care m-a lansat cu grupul, cu Bordeia și cu grupul Ștefan Vodă, credem că o să vă aducem. Mândruțo cu ochii mici, tu mă faci să vin pe aici. Mai veniți pe aici. Așa că noi o să vă dăm astăzi, o să plecați acasă la doamna Mărioara, ați spus. Da. Măriuca, niște cadouri de la partenerii noștri. Ludmila, te rog frumos. Vă le-o. Aveți un tort de la Dulcinela, exact, pentru seara de Paști. Și un vin la Lando Pasarabia. Vă le-o. Da. Și... Mulțumim. Și o să vă rog să-mi lăsați un autograf aici. Eu am scris câteva cuvinte despre dumneavoastră, dar vreau să-mi lăsați, spuneați, luați loc înapoi mai este. De la un dac viu. Da, de la un dac viu. Spuneați că nu vă place generația asta, o parte a generației care vine din urmă, că nu știu să prețuiască viața. Iată, dumneavoastră, care sunt cele mai gustoase lucruri din viața noastră?
Uite, în afară de muzică, în afară de acest spirit, patriotism pe care, care este născut în dumneavoastră și care nu-l mai poți scoate din Tudor Ungureanu, care, cum e dimineața perfectă? O cafea, o țuică, o cum începe la Căprianu? Dimineața, la să știți, fraților, prima și servesc că am, îmi fac niște ceai cu lămâie, de cu sară, cu mătasă de porumb, cu măcieș și dimineața îi trag o cană pe stomacul gol, așa v-ați cu cană. După aceea am cașă de nouă elemente, care nu știu dacă mai vine din Ucraina, pierce de cele de nouă elemente, și îl opăresc și cu o linguriță de miere, asta este lege, nici nu ies din casă. Deci prelungiți tinerețea și... Deci, na, că pornești la drum, dar aș vrea să nu scofem an și nu îi sfătui pe mulți care dau cu, eu îi zic, drogurile astea. Un pahar de vin. Un pahar de vin mai spre sară. Așa. Și chiar uneori nu numai unul, chiar uneori mai regret a doua zi, că după tensiunea mai sare la 170, mai regret că au fost prea multe. Dar am prieteni mulți și toți care vin, Tudore, hai să cioptim un pahar de vin, să... Din păcate, am zis că vreau să trec, după 60, am un prieten, Bădea Constantin Varte, care la o petrecere le-a spus, băieți, de mâine eu nu mai servesc nimic. Are 15 ani deloc, nici coniac, nici vin, nici nimic, are 15 ani. Așa că după 60 se mă aduc la anul. Mai avem un an, mai avem un an în care savurăm. Așa că Rodica vine repede la nenea Tudor. Vine acum cât încă se poate. Și mai ține. Și le dau un sfat, mișcare, fraților, cât mai mult, mișcare, sănătate. Stau modul static, calculatoarele, totul stau tineretul, să se miște. Sportul dă sănătate și altă poftă de viață. Da. Și să ocupe timpul să gândească. Studiezi un pian, o chitară, un fluier, un cabal și să fii mândru de istorie. Studiezi istoria neamului, de la daci. Bă, să fii mândru. Bă, eu sunt nepotul lui Ștefan cel Mare. Am zis eu că de asta ați venit aici, să ne amintiți cine suntem, să ne faceți, să ne ajutați să nu uităm cine suntem. Da, sură Rodica, cu tot ne-am împreună, cu toată redacția, cu toată echipa. Vreau să vă spun, vă urmăresc și eu așa când mai am când seara mai văd redactat, neredactat, așa cum este pe viu. Uite asta, fiindcă mult poliit și mult care se duc emisiuni, mulți dintre artiștii noștri și ies să pompau cu niște haine poliite cu aur, cu sute. Toți, frații mei, prea multe ieșire la televizion, tot e rău pentru voi, însuși pentru imaginea, că e supra-saturarea. Și atunci, eu nu sunt adeptul, eu ies rar de tot, dar nu sunt adeptul să iasă cum, din cocoanele mai ales, ele așa ca să dovedească peste tot, să duc la Moldova 1, până seara la Prime, acolo la TVR, la ProTV, tu, și dau din șeli, să duc lângă un brad, și tot dau, și dau. Dar lumea se supra-saturează și închid. Așa că Doamne ajută! Dragii mei, aici încheiem interviul cu maestrul Tudor Ungureanu. Noi vă zicem sărbători fericite, liniște și pace în casele voastre. Și vă dau întâlnire pe duminica viitoare la aceeași oră. Seară frumoasă Chișinău, seară frumoasă Moldova și un bordeiaș cu Tudor Ungureanu. In Vitro Diagnostics. Inovații medicale la discreția ta. Hai flăcăi, hai bordei, hei, 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 bordei, aș bordei, bordei, măi, hai lu!
doar să vii pe aici, măi. Da, mândruțom cu ochii mici, măi. Păi tu mă faci să vii pe aici, măi. Da, hai, bordei, he, he, bordei, ia-ți bordei, bordei, măi. Da, hai, bordei, he, he, bordei, ia-ți bordei, bordei, măi. Hai, Rodica! Fac să vii nebun, măi. Da, bordei, ia-și cu ușa-n drum, măi. Păi tu mă faci să vii nebun, mă. Hai, bordei, he, he, bordei, ia-și bordei, bordei, măi. Da, hai, bordei, he, he, bordei, ia-și bordei, bordei. Hai cu toată lumea! Hai, hai, bordei, he, he, bordei, ia-și bordei, bordei, măi. Da, hai, bordei, he, he, bordei, ia-și bordei, bordei, măi. Redactat. O emisiune realizată cu susținerea In Vitro, In Amstro și Land of Basarabia. Nici oboseala noastră după o zi în care au dărâmat totul în calea lor. Fac asta însă cu un singur scop. Să fie ca noi. Mari, puternici, independenți. Își construiesc propria lume în care noi suntem mândri de ei. În care ne întoarcem fericiți acasă. In Amstro vă dorește un Paște fericit.